give it to me like. Bună ziua! Datorită faptului că iPhone 13 Pro Max a venit fără căști și încărcător, mi-am dorit să fac un unboxing și pentru perechile acestea de căști. AirPod Pro, care sunt cu MagSafe Charging Case, așa, și tot datorită faptului că iPhone Pro 13 Pro Max vine și fără încărcător, am luat și acest încărcător cu USB-C de 20W fast charging, la care vom face și la acesta un unboxing și vom începe cu aceste AirPod-uri, care spre deosebire de telefon, de iPhone 13 Pro Max, au folie, ceea ce îmi va aduce satisfacția aceea adevărată și frumoasă de a desfolia căștile. E să începem. Da. Mamă! Asta da satisfacție. Da, cum sunt pe deplin satisfăcut. Să vedem ce este înăuntru. Capacul. În primul rând, cum ne-a obișnuit de foarte multă vreme, de Signet in California. Așa. De garanție. Afer. Cam așa arată. Și căștile, care arată așa, destul de grele, să zicem. Da. Vedem ce mai are. Deci, cablul de încărcare cu, da, cu USB-C și acesta. Deci, și în cutie mai avem două rânduri de cale împachetate frumos. Da.
frumos. Și cam atât. Deci cam atât. Să vedem. Da, acea satisfacție. Știți că satisfacția asta e cea mai mare satisfacție, să desfaci folia de pe lucrurile noi. Da. O atingere plăcută, cum să vă explic, deci un material foarte, foarte calitativ. Vedeți că acestea nu vin cu banda aceea de metal până aici. Da? Da. Foarte frumoase. Cam acesta este unboxing-ul. Cam aceste lucruri se află în cutie, deci două rânduri de galene. AirPod-urile. Cablu de încărcare. Și acesta care mă interesează de nimic, garanție și manualul de utilizare. Bun. V-aș ruga frumos pentru a mă încuraja să fac mai multe unboxing-uri și review-uri pentru mai multe obiecte și de la Apple și de la Samsung și orice alte produse. V-aș ruga frumos să apăsați butonul de like, de share și ce m-ar ajuta pe mine cel mai mult, un subscribe pentru a mă încuraja să continui pe aceste teme.